Vreau doar să spun că m-am bucurat foarte tare să văd o companie care are o mare tradiție, care a trecut prin momente foarte grele și care acum în sfârșit e pe drumul cel bun. O companie care are 2000 de locuri de muncă, care e într-adevăr un brand cu care ne mândrim peste tot în Europa și cu care o să ne mândrim și în lume foarte curând. Și îmi doresc foarte mult ca toate măsurile pe care le-am luat, atât pe parte sanitar-veterinară, de deschiderea unor noi piețe de desfacere pentru producția de aici, de la Smithfield Timiș, Arad, Timiș Arad, suntem pe graniță, și de asemenea toate măsurile pe care le avem și despre care domnul ministru Constantin vă poate da mai multe detalii privind perioada 2014-2020, vor face din Smithfield, din Comtim, cum știe toată lumea, din nou acea companie cu care ne mândrim în toată lumea. Eu vreau să felicit echipa managerială de aici și să spun că au tot sprijinul nostru pentru ca și în continuare să se dezvolte și să consumăm carne românească, să consumăm produse românești și în România și peste tot pe unde vom merge în lume. Și când o să merg la Beijing, tot carne românească aș vrea să consum și în alte părți din Europa și încă o dată felicitări. Domnul ministru, trebuie să vă dea mai multe detalii. Cât de avansate sunt demersurile pentru exportul de carne în China? Când va putea începe? Președinte al ANSVSA-ului a fost, dar ai și întâlnirea cu ministrul agriculturii, Avem vizita ministrului agriculturii în 2 săptămâni la București. Sper să-l avem și la sfârșitul acestui an, dar din ce am discutat cu domnul director general, se pare că într-o lună de zile deja se pot realiza primele exporturi în China. Vorbim pe partea de porcine, dar știți că am semnat un protocol anul trecut, un memorandum, și pentru zona de bovine și eu cred că tot cam în aceeași perioadă vor fi făcute și primele exporturi de animale vii în China. Sigur că intenția noastră, dacă vorbim de bovine de această dată, este nu numai să exportăm animale, ci și să dezvoltăm fermele în România și după aceea să exportăm, sigur, să avem o bază mai mare pentru a exporta. Dar eu ce vreau să subliniez aici, ce am văzut, o fabrică de nutrețuri combinate, m-a bucurat foarte tare că este singura, înțeleg, companie din România care integrează producția. Este de altfel un principiu pe care l-am enunțat și acum câteva zile, atunci când am lansat PNDR 2014-2020. Este un model, dacă vreți, pentru toți cei care lucrează în agricultură și o intenție a Ministerului Agriculturii, o politică, să nu mai exportăm, sigur că mă bucură exportul de anul trecut, de materie primă, dar să nu mai exportăm materie primă, să integrăm producția. De altfel, toți cei care vor veni să obțină finanțare în PNDR 2014-2020 vor avea punctaj suplimentar dacă integrează producția. Dacă lângă un complex de creștere a porcilor, de exemplu, au o fabrică de nutrițiuni combinate sau dacă vor să-și facă o bază furajeră, o ferbă de producție vegetală și așa mai departe. Cred că acesta este un exemplu de urmat. Domnule prim-ministru, producătorii de carne cer scăderea TVA-ului la carne de porc. Pe bună dreptate. Când se va întâmpla acest lucru și ce efect va produce asupra consumatorilor? Avem un experiment, cel al reducerii TVA-ului la pâine, la produsele de panificație. A fost foarte dificil pentru că știți foarte bine, Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional nu au fost de acord. Noi am fost suficient de hotărâți, am crezut în acest proiect, l-am introdus în septembrie și acum se împlinește un an și avem evaluarea exactă. Care este impactul bugetar, care este impactul pe piață și vreau să vă spun că s-a redus simțitor evaziunea fiscală, s-au încurajat producătorii corecți, cei care emit factura. Pe baza acestui experiment fericit, în septembrie, putem să trecem la următoarele grade, care înseamnă legume și fructe, care înseamnă produse tradiționale și bio, și după aceea producția de carne. Producția de carne, reducerea TVA-ului, pe care o susțin și care cred că este necesară, va avea însă un impact pe buget mai mare decât la celelalte produse. Noi trebuie să dovedim că, dacă am reușit cu proiectul cu pâinea, mai departe și la carne, de fapt, ce ajutăm? Ajutăm la combaterea evaziunii fiscale și la sprijinirea producătorilor corecți. Dincolo de asta, sigur că se simte și în prețul final, nu se simte de la 24 la 9, nu s-a simțit nici la pâine de la 24 la 9, s-a simțit de la 24, nu știu, la 12, 13. Dar celelalte efecte, combaterea evaziunii și sprijinirea producătorilor corecți care plătesc taxe și impozite, s-au simțit. Deci eu nu vreau să fac promisiuni fără acoperire, vreau doar să spun că în septembrie, după ce avem impactul la un an pe produse de panificație, ne vedem cu toți producătorii din industria cărnii și vedem care este calendarul real, ca dânsii să poată să-și facă și un business plan, să știe foarte clar ce investiții fac în viitor.